Abal Club Zalău va întâlni în turul 3 preliminar al Cupei EHF formația austriacă Hipoviena, un club cu un palmares impresionant atât pe plan intern cât și în cupele europene. Primul meci este programat în Austria în 11-12 noiembrie, iar returul o săptămână mai târziu la Zalău. Handball Club Zalău și-a aflat marți dimineața adversarul din turul 3 preliminar al Cupei EHF. Jucătoarele pregătite de Gheorghe Tadici urmând să întâlnească formația austriacă Hipoviena. Viitoarea adversară a echipei zălăuane are un palmares impresionant în competiții interne, devenind campioana Austriei de 39 de ori și de 29 de ori câștigătoarea Cupei Austriei. Hipoviena are numeroase prezențe în cupele europene, fiind câștigătoarea Ligii Campionilor de 8 ori, iar de 5 ori finalista competiției. Formația austriacă a câștigat în 2000 și trofeul campionilor, iar în 2004 și 2008 a jucat finala. Cupa Cupelor este un alt trofeu ce se află în vitrina clubului din Viena, fiind câștigat în 2013, după ce în 2004 jucase finala acestei întreceri europene. Hipoviena are un palmares extraordinar și deține recordul din punct de vedere al trofeelor câștigate în Liga Campionilor. Din punct de vedere economic este o tragere accesibilă, fiindcă nu vom avea costuri atât de mari ca și cum am fi avut un adversar din Rusia, spre exemplu. Nu va fi deloc ușor să ne calificăm în grupele competiției. Vom culege informații despre actualul lot în perioada următoare și vom purta discuții și cu reprezentanții Consiliului Județean Sălaj pentru a vedea dacă putem fi susținuți în cazul unei calificări în grupe. Pe această cale vreau să le mulțumesc consilierilor județeni pentru faptul că au aprobat bugetul care să ne permită prezența în faza preliminară a competiției și sper să fie alături de noi și în cazul unei calificări în grupe, a declarat Gheorghe Tadici. Olchim Râmnicu-Vâlcea și Hipoviena s-au întâlnit în repetate rânduri în Liga Campionilor, fiind în acea vreme printre cele mai interesante dueluri la nivel european. Primul meci dintre Hipoviena și HC Zalău este programat la Viena în 11-12 noiembrie, iar returul o săptămână mai târziu la Zalău. Pe lângă jucătoarele austriece, în lotul echipei Hipo se mai regăsesc trei handbaliste din Ungaria, o islandeză, o lituaniancă, o rusoaică și românca Teodora Măgurian. Cealaltă reprezentantă a României în această competiție, SCM Craiova, se va duela cu echipa ungară de VCS Debrecen, primul meci fiind programat la Craiova, iar returul la Debrecen.